Sunt mai multe posturi vacante la nivelul Inspectoratului de Jandarmi de Neamț. Într-adevăr, și la Roman avem un post vacant, e vorba de postul de ofițer, comandant pluton. Însă aceste posturi sunt pentru personalul deja cadru activ al Jandarmeriei Neamț și nu pentru sursă externă. Deci fac obiect doar jandarmii care sunt deja într-o unitate militară, într-o unitate de jandarmi. Și cum se va face această încadrare? Concurs? Cum se face selecția de cadre? Pentru posturile de subofițer operativ principal, deci posturile de execuție, concursul se va organiza de următoarea manieră. Se vor depune niște dosare de concurs până la termenul stabilit, după care se va organiza un concurs efectiv pe subiecte structurate cu toată procedura aferentă. Pentru posturile de ofițer pe funcții de comandă, de conducere, postul de comandant de pluton, respectiv comandant de grupă, ori șef serviciu, în această situație, de asemenea, se poate organiza concurs, acolo unde sunt înscriși mai mulți candidați, însă dacă în țară sunt ofițeri în unități pe funcții deja existente de comandant, pluton, comandant, grupă, deci funcții similare, aceștia pot să se înscrie pe acel loc și dacă nu sunt mai multe persoane care doresc să ocupe postul vacant, pot să fie transferați de pe o funcție pe alta, dat fiind faptul că sunt funcții similare. Fără concurs.